Mihai, suntem aici la o competiție extraordinar de mare, cu peste 900 de participanți în România, un campionat european de tineret, sigur, într-un sport neolimpic încă. Cum te simți aici? Da, ai spus foarte bine încă, pentru că eu cred că acest sport, șahul, poate fi sport olimpic, în primul și în primul rând datorită celor care îl practică. Și știm foarte bine că sunt foarte mulți și mai au un element, acest sport are încă un element comun cu majoritatea sportului, pentru că vorbim de strategie, vorbim de concentrare, vorbim de puterea de a lua decizii, așa că sunt foarte multe elemente comune. Desigur, specificitatea acestui sport, și anume faptul că este un sport static, dar din celelalte motive, cred că ar merita ca într-o zi să fie acest sport în familia olimpică și să-l vedem la Jocurile Olimpice. Ai fost sportiv la cel mai înalt nivel, acum ai mers un pic în trecut văzându-i pe copii aici pregătându-se de competiție, ți-e dor un pic de momentele alea? Da, mă gândesc cu emoție și am văzut și pe ei cât de emoționat sunt la vârsta asta. De aceea au nevoie de sprijin, de aceea au nevoie de suport, au nevoie de condiții bune în care să poată veni la competiții, condiții bune în care să se antreneze. Și sportul și mai ales șahul sunt un mod mult mai plăcut decât ceea ce fac tinerii în ziua de astăzi, și anume să stea toată ziua pe device-uri. Și au, bineînțeles, mult mai multe beneficii atunci când aleg să facă un sport, iar șahul, știm cu toții, dezvoltă o grămadă de calități pe care copiii le pot folosi mai târziu. Jucai șah în copilărie sau în cantonamente, poate când erai sportiv? Am început să joc șah cu tatăl meu acasă, pentru că el e un jucător de șah împătimit și uneori și în cantonament, ca să-ți răspund la întrebare, era câte unul, doi colegi care jucau șah și mai schimbam așa opinii, dacă le pot spune așa, să vedem care e nivelul de șah. Dar șahul în familia noastră, la un moment dat, jucam în trei, eu, fratele meu și cu tatăl meu. Mihai, sigur, mai e mai puțin de un an până la Jocurile Olimpice. Nu pot să nu te întreb, cum te simți și cum vezi situația ca președinte acum al Comitetului Olimpic? Cum stăm? Dacă privim ca și perioadă de timp, un an de zile, putem spune că e foarte mult, dar timpul trece foarte repede, fiecare zi contează, fiecare antrenament contează, fiecare oră contează. Sportivii noștri care au putut să-și îndeplinească baremul și astfel să obțină calificarea la Jocurile Olimpice, o parte din ei, 10 la număr, au obținut deja biletele pentru Paris, alții sunt în proces de calificare. A început campionatul mondial de canotaj zilele acestea, la Belgrad urmează lupte, urmează gimnastică, urmează și alte competiții, campionate europene de judo, campionatul mondial în decembrie de handball. E o perioadă în care suntem foarte conectați și concentrați la tot ceea ce se întâmplă, pentru că totul are legătură cu calificarea și participarea la Jocurile Olimpice. Cine va lua medalii la Paris? Sper cât mai mulți. Nu vrei să dai nume, ești diplomat. Sper să... Mi-aș dori să ia toți, dar e un lucru deosebit de dificil. Concurența este foarte mare, nivelul în sportul mondial la toate disciplinele crește de la an la an, se investesc resurse importante tocmai pentru acest moment, Jocurile Olimpice, odată la 4 ani în fiecare disciplină. Mi-aș dori și eu ca sportul să beneficieze de puțin mai multă atenție sau, hai să spunem, de atenția cuvenită, nu doar în momentul în care apare competiția, pentru că lucrurile bune, construite solid, se întâmplă înainte, nu atunci când are loc competiția. Cine va purta drapelul României?
Din fericire, avem candidați pentru, pentru acest moment și, așa cum spune procedura pentru desemnarea port drapelului României la Jocurile Olimpice de la Paris, după cum bine știți, va fi un băiat și o fată. Lupta e deschisă, rezultatele vor aduce argumente pro sau contra celor care merită să fie reprezentanții noștri pentru ceremonia de deschidere și pentru port drapel. Mărturisesc că am fost personal și ca turist și ca interes jurnalistic în ultimele luni la Jocurile Europene de la Cracovia, la Mondialul de Atletism de la Budapesta. Când voi merge în România la o astfel de competiție de așa învergură și în alte sporturi? Uite, cum la șah este, dar alte sporturi care presupun multe alte investiții. În primul și în primul rând avem nevoie de o infrastructură adecvată pentru a organiza aceste competiții. România este respectată la nivel internațional, de aceea, în momentul în care ne dorim să organizăm o competiție, toți vor să vină în România, știu istoria României, cunosc marii campioni ai României și își doresc să vină. Mai rămâne să ne facem și noi treaba aici, să avem o infrastructură adecvată pentru organizarea acestor competiții și s-ar putea să vedeți o competiție de mare anvergură mai devreme decât chiar decât vă gândiți. Bun, abia aștept. Am să spun, nu spunem sportiv, dar am să numesc doar câteva sporturi. Canotaj, nu? Scrimă, de ce nu? Sigur, sunt disciplinele care au făcut performanță în ultima perioadă și aici vorbim clar, vorbim de canotaj, vorbim de natație, vorbim de canoe, vorbim de lupte, vorbim de box, vorbim de scrimă, vorbim de, nu știu, de judo, vorbim, mă încăpățânesc să cred, de gimnastică, iar un pariu pe care îl avem este tirul. Deci sunt câteva discipline care... Mai adaug eu, atletism, că tot a fost Alina Rotaru, uite acum atletism, la Budapesta. Ne dorim, adică avem sportivi care pot obține și pot face mare performanță. E un moment extrem de dificil și extrem de încărcat cu de toate, da, tensiune, tot ceea ce presupune participarea la Jocurile Olimpice. De aceea, rezultatul este unul foarte, hai să spunem, nepredictibil, da? Dar avem sportivi care au valoare, avem sportivi care au experiența necesară, au ajuns ca și vârstă la acel nivel și sunt convins că vor câștiga medalii la Paris. E vârful carierei oricărui sportiv. Exact. Mai multe medalii ca ultima dată? Asta mai întreb. Da. Și un da hotărât, sigur, și așa va fi.